să discutăm. Vrem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu creator care ne-a zidit, care ne-a adus noi ființă, un Dumnezeu care, așa cum am auzit și Alina Aure în această frumoasă cântare, a plătit un preț mare, a plătit un preț scump pentru noi. Iubirea Lui, iertarea Lui, ne-a strâns și până în această zi, ne-a unit, ne-a făcut frați și acesta este un mare har și o mare binecuvântare pe care o primim din partea Cerului, din partea Lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amin. Așa cum spunea și fratele Iosif și probabil așa cum unii dintre dumneavoastră ați auzit, cu ajutorul Domnului noi am dorit să ne întoarcem la România și să ne restabilim acolo. Unii au spus că probabil ar fi o decizie nu bună, însă noi avem pe inimă ca să slujim Domnului și acolo și am vrea ca să ne punem la dispoziția Domnului oriunde ar fi. Fie că suntem aici, fie că suntem acolo, noi suntem încălători pe pământul acesta. Așadar, nimeni să nu ne plângă, pentru că noi suntem toți copii al lui Dumnezeu. Și dacă Domnul poate să ne poartă de grijă aici, El poate să ne poartă de grijă și acolo. Și alții trăiesc acolo, astfel de noștri, și poate că nu îi plângem așa de tare. Însă Dumnezeu are grijă de toți. El spune că poate să poartă de grijă la vrăbii, la iarba de pe câmp și El poate să poartă de grijă cu atât mai mult aleșilor Săi, copiilor Săi. Binecuvântat să fie Domnul. Mă bucur în această zi și cred că este un har pe care o primesc la Dumnezeu să pot să stau în fața dumneavoastră. Mă plisesc înaintea Domnului că de mult am vrut să fac lucrul acesta și mă bucur că în această zi s-a evit ocazia. Cu mai mulți ani în urmă, aș vrea să recunosc greșeala de a fi avut o atitudine nepotrivită față de cum lucrați de aici, din biserică, pentru care vreau că în această zi să-mi cer iertare. Cuvintele pe care le exprim sunt poate prea puține, prea slabe pentru ceea ce simt în inima mea. Însă știu că Dumnezeu Tatăl nostru, El ne știe și ne cunoaște mai bine de fiecare în parte. De aceea vreau să-mi cer iertare față de unii frați de aici, care erau în acea perioadă, cu noastră, în urma 2009, cred. Să-mi cer iertare față de Tatăl Pastor, Tatăl Iosif, Tatăl Iosif, Tatăl Tatăl Iosif, Tatăl Tatăl Iosif. Pentru că vreau să fiu liber înaintea lui Dumnezeu și înaintea voastră, de orice lucru care mi-a dedicat înaintarea Cuvântului Dumnezeu, înaintarea Evangheliei, vreau ca cel rău să rămână de rușine în toate planurile Lui și vreau ca Dumnezeu să-și primească slava, cinstea, onoarea și gloria. Iar noi să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, care nu contrește să ierte și să ofere milă. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Recunosc că mi-a lipsit poate și a voastră vreo de multe ori să mă apropii. Însă știu că Dumnezeu cunoaște mai bine toate lucrurile acestea. Și dacă acum în această visaliță stau aici, este tot în pară și cu bunătatea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Să-și reveste El harul, pacea, ajutorul și protecția Lui peste voi toți. Să vă dea Dumnezeu ajutorul și să vă țină tare în credință. Dragostea să vă fie înmulțită și unitatea Duhului să fie realizată aici prin legătura păcii. Asta este cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl știm, îl cunoaștem, însă care uneori îl dăm la o parte pentru a ne face vrerea proprie.
Am înțeles în toată această perioadă că nu orice motivație bună, chiar dacă li se pare bună, chiar dacă li se pare a fi după voia lui Dumnezeu, nu este întotdeauna ceea ce Dumnezeu vrea. Și noi trebuie să fim vegheatori și să stăm, să ascultăm cu atenție, să ascultăm atent și să înțelegem bine ceea ce vrea Dumnezeu în situații specifice. Voia generală a lui Dumnezeu o cunoaștem. Este care să mântuiască pe toți oamenii. Însă sunt situații specifice în viață unde avem nevoie de călăuzirea, de îndreptarea lui Dumnezeu. Atunci avem nevoie să stăm și să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Aș vrea să numai câteva cuvinte să spun vis-a-vis de textul care s-a citit. Fratele Mircea, nu o să rătesc la mult timp. Însă pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este așa de frumos. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de bogat. Cuvântul lui Dumnezeu este atât de pătrunzător. Nu putem să stăm indiferenți față de o astfel de moștenire care ne-a fost dată. Spune Cuvântul Domnului că aici era un om bogat și unul sărac. Și Biblia îi pune în antiteză, astfel încât noi să înțelegem că trăim pe pământul acesta. Sunt două categorii de oameni. Unii care sunt iubiți de Dumnezeu în cele mai crude și în cele mai crâncene situații ale vieților lor și alții care, deși Dumnezeu îi iubește și pe ei, acești oameni nu-și ridică privirea către cer, nu-i interesează de Dumnezeu, nu au parte de suferințe omenești, nu sunt încercați cu încercările cu care sunt încercați majoritatea oamenilor. Privindu-i din afară, mi se pare că sunt cei mai fericiți oameni, însă aceștia sunt acei oameni din tabăra nepotrivită. Din tabăra aceea care odată mergând pe calea aceea lată, oamenii aceștia ajung într-o prăpastie, ajung în iad, în cele din urmă. Era un om bogat, spune Scriptura, care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Era un om care trăia la limita extravaganței. Era un avantgardist. Era un om care îi plăcea să se afișeze. Hainele lui, cu hainele lui vrea ca să îi lasă în evidență. Era un om care în fiecare se ducea o viață plină de meserie și strălucire. Îi plăcea să facă petreceri. Îi plăcea ca să trăiască o viață de huzur, o viață în care să fie văzut că trăiește în fericire, trăiește în opulență, trăiește în bogăție. Însă omul acesta era cu totul străin de Dumnezeu. Problema este nu că era un om bogat, pentru că sunt foarte mulți oameni bogați și au fost, care deși au avut bogății pe pământul acesta, totuși inima lor a fost aproape de Dumnezeu. Totuși ei au știut să-și păstreze echilibru și să-și trăiască o legătură puternică cu Dumnezeu. Problema era că la ușa lui zăcea un bogat, un sărac, care se numea Lazar. Vedem că Biblia aici nu-l amintește pe bogat cu numele. Însă pe Lazar, acest om amărât, acest om bolnav și sărac, Biblia îl amintește cu numele. Pentru ca să ne dea Dumnezeu încă o dată o dovadă a dragostei, a bunătății și a milei Lui, că în orice situație de sărăcie, oricât de amărât ai fi, oricât de bolnav ai fi, oricât de disprețuit și de neînsemnat ai fi, există un Dumnezeu care te cunoaște pe nume. Există un Dumnezeu care îți știe numele, există un Dumnezeu care știe cum te numești, cine ești, ce faci, unde ești, cum îți desfășori viața. Este un Dumnezeu care te cunoaște pe nume. Spune Biblia despre Lazar că stătea la ușa acestui om și acest om în fiecare zi se împiedica de el. Bogatul ar fi fost fericit și cu totul fericit dacă la ușa lui nu ar fi fost acest Lazar. Ar fi fost un om care nu ar fi lipsit nimic. Însă Dumnezeu a pus pe Lazar acesta tocmai la ușa lui. Fraților, și nouă de multe ori se întâmplă asemenea lucruri. Noi am spune, aș fi cel mai pocăit dacă nu m-ar deranja vecinul. Așa este. Toate mi-ar merge bine dacă nu ar fi omul acesta să mă calce pe nervi. Aș fi un bun soț dacă n-aș avea o soție ca ea. Aș fi o bună soție, o bună pocăită și o bună creștină dacă n-aș avea un soț ca el. Am fi niște părinți fericiți
și pocăiți dacă nu am avea copii care să ne încerce în felul acesta. Am fi niște tineri pocăiți dacă nu am avea alți tineri în jurul nostru care să ne calce pe bătături, să ne jignească și să ne apostrofeze. Am fi niște oameni pocăiți dacă nu am avea lângă noi anumite persoane care nu ne plac, anumite persoane care ne cad în disgrație, anumite persoane care nu ar, considerăm noi, nu ar trebui să fie în prezența noastră. Însă Dumnezeu tocmai pentru aceasta îi pune acolo ca să-ți atragă ție atenția, omule, bărbatule, femeie, tânăr, oricare ai fi. Că Dumnezeu tocmai prin aceea vrea ca să-ți încerce ție credința, pocăința, evlavia, fidelitatea, dragostea ta față de Dumnezeu. La ușa acestui bogat zăcea săracul Lazar. Nu numai că era sărac, dar era și bolnav. Nu numai că era sărac, dar sărăcia lui, pentru că putem să vedem unii oameni săraci care spune, doamne, nu se ajung cu banii, nu pot să-și plătească chiria, nu pot să cumpere cine știe ce bunătăți la copiilor, dar totuși au să pună acolo o pâine, o coajă de pâine pe masă. Ei, vedem că omul acesta, Lazar, nu era săracul acela care să trăiască la limita subsistenței. El chiar nu avea deloc, pentru că îl abandonase probabil cineva la ușa acelui bogat, poate copiii care, eu știu, s-o fi săturat de el să-l vadă tot așa de bătând, de neajutorat și l-or fi trimis, du-te de aici, de acasă, de la noi. Fraților, sunt astăzi copii care fac acest lucru. Poate că nu l-ai dat afară din casă pe bătrânul tău, pe bătrâna ta mama. Poate că tu nu ai făcut lucrul acesta. Însă sunt în societatea de astăzi oameni care se dezvin de părinții lor și au uitat părinții. I-au dat afară din casele lor. I-au uitat complet, nici dimensiunea cu anii. Vorbește cu vecine, cu vecini, vezi dacă mai trăiește bătrâna. Dar în schimb să se aplece, să se implice în viața părinților lor, care le-a dat viață, care nu i-a lăsat să moară. Care așa cum au știut și au putut, le-a dat o bucată de pâine ca să poată să trăiască și să se facă oameni mari. Să poată să meargă la o școală, să poată ca să fie educați. Și după aceea, acești părinți să fie dați la o parte ca niște lucruri de nimic. Avem o responsabilitate față de părinții noștri. Nu numai să le trimitem cât $100 când și când. Dar să vorbim cu ei. Să le povestim anumite experiențe din viața noastră ca ei să le poată sfătui și învăța. Să ridicăm, să le întărim credința în vremea bătrâniților lor și ei și ei au nevoie ca să-i se trăiască credința. Și ei au nevoie să fie ridicați. Și ei au nevoie ca să copiii lor să vină să-i viziteze și să fie aproape de ei. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne învețe să ne portăm cu delicatețe, cu bunătate, cu simțire. Așa cum ne vrea Dumnezeu. Atât de sărac era omul acesta, că până și câinii aveau mai multă milă decât bogatul acesta. Spune că acești câini veneau și le plângeau rudele. Acești câini încercau să-i panseze rănile acestui om. Aceste animale necuvântătoare, lipsite de inteligență, am putea spune noi, aveau mai multă milă decât acel bogat. Și asta a fost problema bogatului. Că inima lui, în mijlocul veseliei, în mijlocul strălucirii, în mijlocul bogăției, nu s-a deschis ca să ofere milă și să vadă că el trebuie ca să împartă ceea ce are cu acel om amărât care stătea la ușa lui. Asta este problema noastră de astăzi, fraților. Nu mai știm să avem milă. Nu mai avem ochii să vedem. Nu ne putem deschide ochii și am vrea să ținem ochii închiși pentru ca să nu simțim. Să nu vedem nevoile. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Să avem ochii deschiși către nevoile celor din jur. Să avem ochii deschiși către cei amăreți. Să avem ochii deschiși către cei sărați și oropsiți în soarte. Să avem ochii deschiși către acei misionari care merg în alte țări și își pun viața în joc. Noi de multe ori stăm aici liniștiți. Este o țară, am putea să spunem, binecuvântată dintr-un punct de vedere. Însă, în același timp, este printre cele mai libertine țări din lume. Canada este printre cele mai libertine țări din lume. Ne place să ne amăgim că este un loc bun,
este într-adevăr, din punct de vedere economic, este un loc bun. Însă va veni o vreme când noi toți va trebui ca să stăm și să gândim bine lucrurile, de ce se îndreaptă națiunile acestui pământ. Țările cele mai bogate, țările cele mai dezvoltate au permis toate lucrurile și toate păcatele să intre și să le pună la loc de cinste. Iar noi, copiii Dumnezeu, ne chinuim în aceste locuri. Dumnezeu să aibă milă de noi. Pentru că după moarte, fraților, și săracul moare, și bogatul moare. Însă după moarte, așteaptă pe fiecare surprize nebănuite. După moarte, ne așteaptă pe fiecare surprize nebănuite. Și sunt lucruri pe care unii vor încerca să le facă, dar prea târziu. Lazar a fost dus în sânul lui Avram în bucurie. Bogatul a fost dus într-un loc de chin. Și ne-a spune locuința morților acolo fiecare adorme somnul până când va veni marea judecată. De când noi ne culcăm și adormim în țărâna pământului, de pe acolo, de pe atunci începe judecata și diferențierea între cei aleși și cei nealeși, între cei care sunt al lui Dumnezeu și cei care nu sunt al lui Dumnezeu, între cei care l-au urmat și l-au iubit pe Domnul și cei care nu l-au urmat și nu l-au iubit pe Dumnezeu, pentru că Lazar s-a dus într-un loc de fericire în sânul lui Avram, iar bogatul s-a dus într-un loc de chin și grozav se chinuia într-o văpaie care se traducea prin a-i fi sete. Și-ar fi dorit nu hrană acolo. Și-ar fi dorit nu mâncări, nu strălucire. Și-ar fi dorit numai o picătură de apă ca să ia stâmpere setea. O picătură cursă de pe degetul lui Lazar. O, Doamne, nici unul dintre noi să nu ajungă acolo. Să ne ferească Dumnezeu. Și să trăim o viață de ascultare pentru Dumnezeu. Fiindu-ne milă unii față de alții. Și trăim dragostea lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că omul acesta bogat a încercat să mai facă ceva. Asta lucruri care le poți face prea târziu. Nu mai au nicio valoare. El spune Scriptura și-a ridicat ochii către cer și a văzut pe Avram și pe Lazar. Și în locuința mulților, oamenii își vor ridica ochii în sus. Dar când trebuia să facă lucrul acesta? Când trebuia, fraților? Când trăiau aici pe pământ, trebuia să-și ridice ochii către cer. După aceea spune Scriptura că a făcut o rugăciune și a spus, rogu-te, Părinte Avrame, lucruri făcute prea târziu. El nu s-a rugat cât a fost pe pământ. El nu și-a ridicat ochii către cer. El nu a cerut mila și mântuirea lui Dumnezeu. Dar acolo, în infern, acolo, în chin, el a început să se roage. Și oamenii vor începe să se roage acolo în iad. Își vor ridica ochii către Dumnezeu și vor cere și vor implora mila lui Dumnezeu. Însă va fi târziu. Rogu-te, Părinte Avrame, rogu-te. S-a rugat acolo. Asta lucruri făcute prea târziu, care nu au nicio valoare. Acolo, în locuința morților în China, a mai făcut un al treilea lucru. El spune, trimite măcar pe cineva, trimite de acolo un înger, trimite pe cineva, trimite-l pe Lazar, ca să avestească fraților mei, că există iad, că există cer, trimite să le adevărească lucrul acesta. Acolo el a mijlocit și a început să facă evangelizare. Însă Avram a spus prea târziu. Între noi și între voi este o prăpastie care nu se poate trece. Dacă nu vor asculta de Evanghelie, dacă nu vor asculta de cuvânt, nu vor asculta nici dacă ar veni un înger, nici dacă mulți se trece, nici dacă a trimis Dumnezeu și nu știe ce sfânt, nu vor asculta. Pentru că oameni buni și frați și surori, avem un cuvânt, avem o Scriptură, avem o Evanghelie, care dacă nu este ascultată, dacă nu este crezută, indiferent dacă ar veni oricine, orice mare sfânt, orice mare om, și care spune, există cer, există iad, dacă tu nu stai în fața lui Dumnezeu personal și să spui, Doamne, pune în inima mea credință, Doamne, vreau să te cunosc, Doamne, vreau să știu cine ești, Doamne, vreau ca să am și eu parte de mântuire, Dumnezeule, ai milă de mine, că vei fi acolo, și vei vrea ca să ai mântuirea, nu vei putea avea. Va fi prea târziu, pentru că în Evrei spune că omul este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea ce vine? După aceea vine judecata. De aceea, evangelizarea făcută prea târziu. A te ruga pentru alții și a mijloci pentru alții. Este prea târziu. Nu are nicio valoare. Acum este timpul. Astăzi este ziua.
Astăzi este momentul când în viața noastră să se petreacă aceste lucruri care s-au petrecut acolo în iad, în inima acestui bogat. El și-a ridicat ochii către cer. El s-a rugat acolo și a început să mijlocească acolo. De aceea, astăzi aici, vreau să ne ridicăm ochii către cer, să ne rugăm Domnului și să mijlocim pentru cei dragi noștri. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vă mulțumesc pentru toată dragostea. Mă rog ca Dumnezeu să vă ocrotească și o să vă păzească vii până la venirea Lui. Aș vrea ca să vă dau un salut din epistola lui Iuda și aș vrea ca aceste cuvinte să vă însoțească și pe dumneavoastră și pe noi acolo și să stăm aproape de Dumnezeu. Iuda, versetele 20 și 21. Dar voi, preaiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră cea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Amin.